medicale ca număr, se referă dumnealui, cu evenimente medicale, traduc eu, post-vaccin? Vaccinul anticovid. Este foarte greu de făcut astfel de corelații. Repet, să ținem cont de faptul că în perioada pandemiei au fost subdiagnosticate principalele boli impacte de sănătate. Și repet, de acord că medicii care au eliberat concedii medicale într-un număr care pare disproporționat cu numărul de concedii medicale eliberate de colegilor, da, merită să fie verificat ce se întâmplă acolo, deși se prea poate să aibă dreptate. Așa că am vorbit în mai